Personalul specializat propriu al Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin efectuează analizele medicale necesare diagnosticării pacienților internați în unitatea medicală, începând cu data de 30 aprilie după ce acest serviciu a fost internalizat. Este o măsură care, pe de-o parte, va reduce costurile unității medicale cu aceste servicii, iar pe de altă parte poate aduce fonduri suplimentare, după ce se va încheia contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și se vor putea face analize medicale pe baza trimiterii de la medicul de familie. Laboratorul este dotat cu aparatură ce corespunde noii tehnologii și funcționează la standarde înalte de calitate. În plus, acoperă o gamă largă de investiții și oferă încredere atât medicilor cât și pacienților. Totodată, în ultimele zile a fost finalizată procedura de asigurare a gărzii permanente pentru computerul tomograf. De la bugetul Consiliului Județean s-au alocat fonduri și a fost achiziționat un sistem PAX care asigură conectarea compartimentului CT cu toate calculatoarele spitalului. Cu ajutorul acestuia sunt arhivate și transmise online analizele imagistice solicitate de medicul specialist, astfel încât ele să fie interpretate de medicii radiologi în cel mai scurt timp. Acest sistem asigură o diagnostică rapidă a pacienților, fără să fie nevoie de prezența fizică în unitatea medicală a medicului radiolog.